Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În săptămâna anterioară am fost contactat de un tânăr care spunea că a pierdut într-un proiect cripto peste 12.000 de euro. Și vreau să fac o paranteză, să nu mi-o spuneți pe aia că dacă n-ai vândut, încă n-ai pierdut. Criptomoneda a scăzut de la 1934 all-time high la doar 27 de dolari. Închei paranteza. Tânărul mi-a cerut să fac un research pentru el și să îi ofer toate acele informații pentru a trage o concluzie dacă merită să mai continue această investiție sau să-și accepte pierderea de 12.000 de euro și să meargă într-o altă direcție. Zis și făcut. Am trecut eu la treabă, am început să acumulez informații. După doar câteva minute, am spus, muică, oprește planeta că eu cobor. Asta este o criptomonedă care se bazează pe proof of proști. Glumesc acum, dar ăsta este adevărul. Când nu te duci să vezi ce este în spatele acelei criptomonede, să vezi echipa, să vezi fondatorul, să vezi cu ce s-a ocupat el înainte și să te iei doar după niște charturi, că ți-a pus unul în Fibonacci sau că ți-a arătat ulea spătarul, costul mediu din ultimile 20 de zile și să spui buy the dip că este la bottom, atunci este dovada clară că în acest domeniu intră foarte mulți care nu au habar de ceea ce fac, doar merg într-acolo, mai o aruncă și pe aia, am fost manipulat de youtuberul nu știu care. Păi bă băiatului, atât ești de gâscă încât tu te uiți pe un chart fără să-ți analizezi proiectul, ce se întâmplă în spate și să vezi cine sunt acei oameni și tu te duci pe un chart, pe bune, atât te duce mintea, dar haideți să trecem la treabă. Fondatorul acestui proiect se numește Bram Cohen. Bram Cohen, poate nu vă spune nimic acest nume, este fondatorul proiectului BitTorrent. BitTorrent, pentru cei mai tineri care nu știu, era un fel de YouTube pentru noi, doar că sursa de unde noi luam muzica sau filmele respective erau alte computere. Din moment ce tu aveai BitTorrent în computer și dădeai acces să fie accesate folderele tale, eu când dădeam search, puteam să iau material din computerul tău și tu din computerul meu. Cam așa funcționa. Ăsta este un proiect peer-to-peer. L-am folosit, nu pot să spun nu. Tot acest om a mai fondat CodeCoin, un soft pentru hackeri. Tot aceeași persoană este organizatorul întâlnirilor hackerilor din zona San Francisco. Tot el a fondat și revista Codeville și a creat și o criptomonedă. Criptomoneda se numește Kia. Haideți să vă spun un lucru simplu. Dacă vă uitați și doar citiți un white paper, rețineți faptul că acel white paper este creat fie de fondatorul proiectului, fie de echipa din spatele acelui proiect. Să crezi acel white paper este ca și cum ai crede un die my mother if I lie you sau pentru cei care nu cunosc limba engleză, să moară mama dacă te mint. Această monedă a fost lansată la prețul de 1600 de dolari per monedă. All time high-ul l-a atins la 1934 de dolari, iar acum zace la 27 de dolari. Cum vi se pare? Tot bear market? Păi haideți că mai intru puțin în detalii. Acest om avea în spate o companie care se numește Timex Sinclair. Această companie este fondată în anul 1982 și este o fuziune dintre Sinclair Research și Timex Corporation. Această companie se ocupă cu furnizarea de servicii și produse pentru computerele de casă, între care și hard disk-uri. Același om creează un parteneriat cu o companie din China, oare o avea legătură numele de Kia cu China, care acea companie furniza harduri de peste un terabyte. Mai exact, el a fost interesat de 1, 8 și 16 terabytes. Acum, bineînțeles, tu ca și utilizator de casă, nu ai avea ce să faci cu hard de 16 terabytes. Nu o să stai să stochezi câte o poză din fiecare zi
de pe timpul Burebista și până în ziua de azi pentru a ocupa acel spațiu de memorie. Dar tot el fiind un băiat deștept, a creat proiectul Kia, care acest proiect nu este nici proof of work, nu este nici proof of stake. Vreau să fac o paranteză. Dacă sunteți interesați să creez un clip în care să explic că fie proof of work, ceea ce face Bitcoin, fie proof of stake, ceea ce face Ethereum, este doar pentru oamenii bogați, spuneți-mi în secțiunea de comentarii și o să mă ocup în viitor de un astfel de clip. Iar acest om a spus Kia este un proiect proof of storage. Cu cât acumulezi Kia și o depozitezi pe un hard cât mai mare posibil, cu atât farming-ul este mai ușor și tu vei obține mai multă criptomonedă. Nimeni nu ți-a spus faptul că cu cât tu vei continua să farmezi și să ai mai multe criptomonede, cu atât și prețul se duce în jos. Ca să îți dau un exercițiu de gândire, imaginează-ți că ai 10 litri de apă și vrei să vinzi acea apă. Poți să pui prețul de $2 pe litru. Este un preț bun, este un preț rău, asta decizi tu. Dar după ce începi să vinzi din acea apă și mai rămâi cu 2-3 litri, dacă vei crește prețul și nu este mai multă ofertă în piață, tu poți să crești prețul pe litru cât vrei tu. Dar întrebarea este alta. Dacă lângă acei 10 litri de apă tu mai aduci 1000 de litri de apă, nu mai ai cum să crești prețul, pentru că vei rămâne cu produsul. Exact acest lucru se întâmplă și cu minat, farming și așa mai departe. Cu cât tu minezi mai mult, cu atât prețul se duce în jos. Este logic, cerere și ofertă. Dar oamenii erau nevoiți să cumpere un hard disk, cu cât mai mare, cu atât mai bine. Și ce să vezi? 8 terabytes a fost sold out din această companie și din compania din China, iar pentru hard diskurile de 16 terabytes au fost nevoiți să crească prețul cu 60% și chiar și așa făceau vânzări ca la balamuc, pentru că oamenii doreau îmbogățire cu ajutorul acestei criptomonede. Intrând pe anumite chaturi, am luat informații de pe acolo, întrebările oamenilor. Cum ar fi? Poate să mai atingă $1000 Kia Coin? Răspunsurile erau la modul, este posibil să mai atingă prețul de $1000, dar nu acum, ci în 2030. Până atunci, continuă să farmezi. O altă întrebare era, are viitor această criptomonedă? Răspunsul era, din analiza tehnică, reiese faptul că în luna următoare această criptomonedă va crește cu aproximativ $1.5. Aș râde, dar am buzele uscate și nu-mi permit să fac acest lucru. O altă întrebare era la modul, mai este profitabil să farmezi această criptomonedă, că tot scade? Răspunsul era simplu. La ce prețuri sunt SSD-urile și de câtă memorie ai avea nevoie să faci acest lucru, este aproape imposibil să mai ajungi să faci profit cu această criptomonedă. N-am ce să mai spun. Dacă ajungi să investești din charturi și din promisiuni, atunci good luck. N-am ce să mai spun, pentru că informația văd că doare. Să te duci și să-ți faci research mai în amănunt, parcă nici nu mai e nevoie. Dacă a spus un YouTuber pe canalul lui că este un proiect de viitor, tu te duci într-acolo și crezi acest lucru. Haideți să vă spun un lucru simplu. Dacă vă uitați și doar citiți un white paper, rețineți faptul că acel white paper este creat fie de fondatorul proiectului, fie de echipa din spatele acelui proiect. Să crezi acel white paper este ca și cum ai crede un Die My Mother If I Lie You, sau pentru cei care nu cunosc limba engleză, să moară mama dacă te mint. Adică, cum ar fi să fac eu un proiect cripto și să spun în white paper-ul respectiv că este un scam? Păi cine ar mai veni să investească? Nu trebuie să vă dau și verzi și uscate încât voi să veniți cu banii la mine și să vi iau cu bună știință. Și ce să vezi? Este un domeniu care nu este reglementat,
aș putea să fac ceea ce vreau și chiar dacă vă iau bani, duceți-vă la poliție. Nici poliția nu are ce să facă. Te duci cu o adresă wallet și atunci poliția doar îți râde în nas. Vrei să mă duc la adresa asta să caut făptajul? Ești într-un domeniu nereglementat. Și am văzut și în rândul micilor investitori. Dar de ce să reglementeze spațiul cripto? Eu nu vreau așa ceva. De ce să ajung să plătesc comisioane la bănci și să-și bage autoritățile nasul? Păi uite, tocmai de asta. Că un proiect care a valorat 1934 de dolari a ajuns la 27 și cu 12.000 de euro pe care o altă persoană i-a investit și a cumpărat doar câteva monede, acum nu mai faci nimic. Maxim să cumperi câteva hârtie igienică și să te ștergi cu ea undeva. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper că aceste informații să vă ajute și nu uitați, până data viitoare, stați safe cu banii voștri, pentru că banii voștri înseamnă timpul vostru. Eu vă mulțumesc foarte mult, mult succes tuturor!